Cum altfel aș putea să-mi încep ziua decât terminând mi toți banii la păcănele? Vreau să vorbesc despre ceva ce mă enervează și presupun că nu numai pe mine mă enervează, poate pe mai mulți. Informatica de la școală, de la liceu mai exact, că în gimnaziu, doamne ferește să auzi de așa ceva, sub orice formă. În gimnaziu calculatorul este considerat inamic. Din cauza lui nu înveți și din cauza lui ești copil rău. Bun. vă în vedere că eu nu promovez astfel de teorii stupide pe canalul meu și nici nu sunt împotriva cunoașterii. Informatica este totuși o, o știință reprezentativă pentru secolul 21. Hai să-i dăm drumul și să spunem de ce ce se face la școala în Civilizația noastră, în momentul actual, trecetează foarte mult în informatică. Prin urmare, evoluează foarte rapid. Orice legat de calculatoare, programe, mai nou și inteligența artificială care... Mă rog. Ce înseamnă asta? Cum să traducem viețile noastre de zi cu zi? Un progres foarte rapid. De exemplu, calculatorul pe care fac eu acum la filmul ăsta are 4 ani. Deja e destul de vechi. Au început să nu mai meargă jocuri. Asta prima dată vezi. Durează ore să faci un film, să faci un render, ceva în After Effects. Tehnologii nu mai sunt suportate, de exemplu, placa video duce ultima versiune de CUDA 3, când CUDA a ajuns la cât 7 sau ceva de genul, și așa mai departe. Și lucrurile se schimbă foarte rapid, limbajele de programare evoluează ca să fie programele mai ușor de scris. Și școala a rămas încremenită în anul 1990, sau când s-o fi scris programa, că n-am stat să caut, cu aceleași, aceleași foi pe care scrie includiostream.h și alte lucruri care nu mai există. Deci, vinovat pentru ce se întâmplă în școli este, pe de-o parte, programa școlară de care absolut nimănui nu-i pasă. Deci, să facem o radiografie a ceea ce se întâmplă în școală și ce ar, ce ar trebui să se întâmple, de fapt. Începi prin a fi învățat că informatica este știința cu care poți rezolva probleme cu ajutorul calculatorului sau ceva ceva de genul. Și lucrurile se complică foarte mult în cap, având în vedere că ce faci tu la calculator în viața de zi cu zi nu este să rezolvi probleme. De exemplu, deschizi Facebook-ul, deschizi YouTube-ul, eu știu ce vrei să faci, joci un joc și. nu știu, să zicem, faci un Excel ceva. Na, câte probleme ai rezolvat dacă ți se pare că tu te-ai te distrat? absolut niciuna. N-ai rezolvat nicio problemă. Tot ce ai făcut a fost să execuți o serie de instrucțiuni care să-l facă pe calculator să intre într-o anumită stare. Starea de-ți afișa ce vrei tu să vezi pe ecran. Deci, definiția asta pot să spun că este incorrectă. Există o ramură și, într-adevăr, de aici s-a început, de la ramura algoritmicii, care se ocupă strict cu chestii pe care le găsim pe Infoarena. De exemplu, problema găsirii celui mai scurt drum când faci asta pe Google Maps sau problema găsirii uh, bottleneck-ului într-o rețea. Dar uh, niciodată nu ți se spune de mai multe ramuri ale informatice, nici măcar că există uh, lucruri de genul uh, rețele sau uh, programarea în timp real pentru roboți sau feedback-ul sau grafica, să nu mai vorbim de securitate, sunt uh, inexistente și dacă cineva pămânește de așa ceva, în cazul meu pămânește de asemblii, lumea, a, oh, ești extraterestru. <fie> În fine, deci, pe de-o parte, până acum lui două lucruri. Materie veche și depășită și nu cuprinde tot. Bun, uh, hai să ne uităm atunci pe ce anume se face totuși la școală. Clasa noua, eu, eu, am început din a cincea, de fapt, pot să spun că am rămas, nu știu, impresionat, plăcut de ce trebuie să se întâmple. Veți să gândești în termeni de genul if for while și ți este prezentată structura unui limbaj de programare și cum poți să rezolvi anumite situații care deseori mi erau utile. De exemplu, nu știu, să aduni niște vectori la fizică sau să rotești niște vectori sau să, eu știu ce, ce, ce făceam pe atunci. Nu prea poți să faci multe lucruri și asta este, asta este o problemă pentru că tu nu impresionezi ai nevoie să ajungi cel puțin la pointer și structuri ca să poți să înțelegi structura unui program cu feedback în C++, să poți să-i faci o fereastră și să poți să faci pe utilizator atras de așa ceva. Deci, fără o anumită atracție, pot să spun că îți garantează plictiseala. Decât dacă nu ești genul de om tehnic. Bun. Problema cu această clasă este că e incompletă. Se termină brusc la vectori care sunt considerați ceva extrem de greu și sunt prezentați nici de cum sub forma unei structuri de date. Lucruri de genul inserția în ODN sau așa ceva sunt complet străine și vectorul este folosit pentru a da probleme grele și a intra la teză, nu? Nu se explica absolut deloc care este legătura cu vectorul coloană sau vectorul linie din matematică, scrierea lui pentru a se putea aplica pe el în de matrici. Poți și simplu. Și nici ca structură de date în informatică unde se poate, de exemplu, face foarte ușor un vector caracteristic sau o tabelă H. De, prin urmare, ce se face, ce se face consider că e bun, doar că e incomplet. Nu se vorbește deloc de pointer, care este cum este implementat vectorul, deci vectorul e un pointer și care arată către o zonă continuă de memorie, până la urmă. După care, nu se vorbește nici de structuri, de programare orientată pe obiect, care este al doilea lucru de care ai nevoie pentru a programa în Windows ferestrele respective. Mă rog, să zicem că e un concept mai complicat, dar totuși struct, să grupezi elemente una câte una și după aia într-un mănunchi și abia apoi să zici de conceptul de clasă și obiect care e un pic mai dubios să-ți dai seama de el, adică nu poți chiar, chiar din prima, trebuie să-l rumeci puțin. Se poate face, problema e că nu se face. Bun, trecând mai departe la clasa 10-a, Clasa 10 este unde încep să urăști această știință. Clasa 10 -a vrea să fie introducere în tehnici de programare. Așa zice, tehnici de programare, nu algoritmi, nu metode, nu nimic, tehnici. Se face recursivitatea pe care nu înțelege nimeni. Este, totuși, recursivitatea este un concept abstract. Am făcut videoclipul ăla cu recursivitate și au primit multe like-uri pentru că am fost în stare să-l explic, dar la școală nu ce ea stivă și greu. După care se încearcă metoda divide et timp, care este cea mai grea și dubioasă metodă din lume. De ce nu se începe cu greedy, care pur și simplu extract min, nu ai ce să judeci acolo, sau, eu știu, backtracking, care e cea mai proastă, vorbind ca timp de execuție, exponențial, pur și simplu iei toate variantele posibile prin numărare și așa faci combinatorii că în clasa 10 nu? Trebuie să începi fix cu aia care are nevoie de șiruri și ecuații caracteristice, lucruri de care de altfel nu auzi în liceu. După care se încearcă eșuat șirurile de caractere. De ce zic eșuat? Pentru că șiruri de caractere înseamnă să memorezi funcțiile din lipsi. Atât. Șirul de caractere ești învățat că e un pointer. Și cam atât. Ești mai bel ceva de codul ASCII pe acolo ca să mai faci lucruri de genul. Nu se vorbește absolut deloc despre alfabete, limbi, de exemplu, uh, Unicode, care suportă toate caracterele astea dubioase, emoji-uri și ce, ce, ce poți să-ți să mai dorești tu pe acolo. Și absolut deloc instrucțiuni sub forma de automate finite, care din nou reprezintă baza calculatoarelor moderne, nu există. Trecem la clasa 11a, unde chipurile, ar trebui să faci structurile de date necesare pentru olimpiadă. Abia acum ar trebui să faci grafurile și astea înghesuite pentru că tot semestrul întâi faci backtracking cu probleme de genul care e al cincelea element ce se va afișa dacă n-ai voie să pui litera A și trebuie să formezi cuvinte cu trei vocale la rând sau eu știu ce prostii inutile de genul ăla. Și după aia treci așa, grafuri bifat, arbori bifat și fără să înțelegi ce fac ei sau ce, ce se întâmplă. Pentru tine grafuri, grafurile și arborii sunt uh, niște mulțimi definite riguros care nu au aplicația din nou, bineînțeles, pentru că să-ți imaginezi o rețea de drumuri este greu. Sau uh, relații dintre oameni sau, uh, nu știu, termin clasa, clasa 11 mi se pare cu uh, ceva liste, liste înlănțuite. Da, da, îmi amintesc pentru că atunci se considera important să știm și pointerii care erau de fapt baza limbajului de programare. Adică oarecum școala încearcă întâi să te învețe să rezolvi probleme grele, dar nu știi tu un limbaj de programare cap coadă. Din nou, asta ar fi trebuit făcut în clasa nouă. Și atunci aveai o bază solidă pe care puteai mai târziu să te dezvolți. Dar nu se poate. Și din acest motiv, consider că e nașpa. Și acum o să spuneți, pe Davla, dar clasa 12-a unde e? Păi nu -i pentru că nu-i. În clasa 12-a nu-i. Și atât. Gen, faci un, faci un limbaj de, un limbaj interpretat, care nu mai e informatică, pentru lucru pe niște baze de date, ceea ce e ok până la urmă, pentru că ai nevoie de baze de date în viața ta. Faci un site, de exemplu, cu login și parolă. Dar de aici până la a toci niște comenzi într-un limbaj vechi numit FoxPro, și folosind un editor și mai vechi numit Visual Fox Pro, care nu a fost actualizat din 2007, mi se pare o bătaie de joc, sincer. Și pur și simplu pierzi un an în cazul în care vrei să dai la facultate de automatică și calculatoare sau de, nu știu, ingineria sistemelor sau cum se cheamă, cum se cheamă în toate locurile, nu știu exact, computer science ai nevoie de o grămadă de toceală și nu rămâi cu mai nimic. Pur și simplu, trebuie să tocești ce ai matricea taților, trebuie să tocești funcțiile alea 7 de la backtracking, care e funcția valid. Știți voi vreo funcție valid? Wikipedia nu zice nicăieri de vreo funcție valid și nici de funcțiile câpă y și așa mai departe, pe care oricum ar trebui să le folosești că îți cauzează buffer overflow și pe care le poți afla foarte ușor scriind în Linux m a n y și dacă ai Windows scrii pe Google s pe y în cazul în care nu mai știi care e sursa și care e destinația. Na, foarte greu. Pentru cei care vor să dea bacul, mai intervine și un pseudocod nestandardizat pe care trebuie să-l înveți cu liniuțe, punctulețe și apar structuri repetitive de 15 tipuri. Prin urmare, toate aceste, aceste lucruri distrug interes interesul oamenilor pentru așa ceva, pentru învățătură, pentru această știință și nu fac decât să îi îndepărteze. Și din acest motiv, am zis de mai multe ori și eu mai zic și în continuare, am făcut o greșeală când am ales profilul matematică-informatică, pentru că mai multă mate n-am făcut și la info am pierdut vremea. Din fericire însă, eu îmi vedeam de treaba mea, care putea să fie infoarena sau cyber security sau orice trăznea să fac în momentul respectiv, puteam să fac chestia aia fără să mă intereseze ce se întâmplă în jurul meu și cred că am progresat mai mult decât dacă stăteam să tocesc funcția de ul de caractere sau comenzi într-un limbaj discontinuat acum 10 ani. Este de datoria voastră să alegeți ce vi se potrivește cel mai bine.